să învățăm altfel. Susțineți-ne proiectul și abonați-vă la website-ul nostru www.senelar.ro. Mulțumim! Un ghețar reprezintă o masă enormă de gheață persistentă, formată în regiunile polare din zona Arcticii și Antarcticii. Ghețarii apar și în zonele muntoase ale fiecărui continent în parte, în afară de Australia. Da, toate continentele au ghețari în afară de Australia. Sigur vă gândeați la Africa, dar Africa are ghețari. Pe muntele Kilimanjaro, muntele Kenya și muntele Ruwenzori. Ghețarii se formează în locurile unde zăpada se acumulează de-a lungul timpului. Durează decenii sau chiar secole ca ghețarii să se formeze. În decursul anilor, masa de zăpadă, care îi se adaugă continuu alte straturi, suferă o transformare lentă, devenind progresiv mai densă, cu cristale mai mari de gheață. Greutatea gheții, dar și influența gravitației, fac ca ghețarii să înceapă să se desprindă lent, de-a lungul văilor sau de pe pante. Ghețarii sunt puternici. Ei pot rupe bucăți uriașe din munte în timp ce se deplasează. Din acest motiv, ghețarii sunt uneori numiți buldozerii naturii. Uneori putem vedea pe ghețari praf sau stânci. Acestea sunt părți din munte luate de ghețar. În deplasarea sa, când ghețarul începe la temperaturi mai mari să se topească, lasă în urma sa bucăți din munte sau stâncile pe care le-a cărat. Majoritatea ghețarilor se deplasează foarte încet, în jur de 50 de metri pe an, dar sunt și ghețari care se deplasează 30 de metri pe zi. Suprafața ocupată de ghețarii actuale reprezintă 11% din suprafața uscatului planetei. Din ghețarii continentali, adiacenți mărilor și oceanelor, se desprind continuu porțiuni întinse, devenind ghețari plutitori, cunoscuți sub denumirea de iceberguri. Formarea sau topirea ghețarilor produce glacioeustatism. Simplu spus, glacioeustatismul înseamnă că nivelul oceanului planetar crește sau scade datorită formării sau topirii ghețarilor. Ghețarii reprezintă cea mai mare sursă de apă proaspătă de pe planetă. Ei pot forma lacuri, văi, dar și alte forme de relief.